înainte să facem un plan și am dat seama că avem atât de multe lucruri de spus încât n-am venit cu un scenariu bine pregătit. Și că să avem o conversație liberă, spontană. Și până ne-am gândit să ne prezentăm un pic munca noastră și în ce fel este ea relevantă pentru subiectul acestui eveniment la care am fost invitați. Încep tu? Încep eu, mersi. După cum a spus Raluca, sunt istoric, antropolog, mai degrabă autodidact și publicist de ocazie. Am făcut câțiva ani muncă de teren în câteva zone rurale din Bistrița Năsăud, Cluj, Sălaj și cumva în cadrul cercetărilor mele, care de regulă vizau migrația și efectele migrației asupra comunităților rurale, am întâlnit cumva situații și problematici relevante pentru acest festival, după cum o să încercăm să demonstrăm prin ceea ce vom discuta pe parcursul acestui dialog, în special legat de persoane vârstnice, de tineri, de copii care rămân singuri, părinții fiind plecați la muncă în străinătate, legat de accesul la îngrijire medicală sau la terapie. Dar cam atâta, mai multe o să dezvăluim pe parcurs. Radu, te rog. Așa, eu sunt antropolog, am făcut 2 ani de teren etnografic într-un sat din Moldova, a cărui identitate, numele și identitatea oamenilor rămâne anonimă din motive etice. Și ulterior am devenit destul interesat de abordări cognitive și evoluționare în înțelegerea culturii și a interacțiunilor umane. Însă trebuie să recunosc că competențele mele se opresc mai repede în zona mecanismelor mentale, să zicem, normale, neavând neapărat o specializare în zona, să zicem, a patologiilor sau a tulburărilor, deși mă interesează, am anumite lecturi asta. Și evident, și în timpul terenului meu am observat, ca și Valer, diverse fenomene la care m-am gândit. Și ne propuneam să începem de la definiția sănătății mentale, în care mi se inclusă această frază, este determinată într-un fel și de modul în care omul este, are o existență funcțională pentru dezvoltarea comunității, ca să spun așa. Și de un pic să pornim invers, pentru că atunci când vorbim despre sat, automat vine această idee de comunitate, că satul este o comunitate. Ceea ce rămâne de văzut dacă chiar așa este și ce exact este o comunitate. Și ce ne-am gândit, hai să începem întrebându-ne unul pe celălalt, ce efect are comunitatea asupra oamenilor, asupra sănătății mentale a lor? Cum tratează, cum rezolvă poate probleme sau dimpotrivă, cum le produce sau le agravează? Tot așa o să lansez, eu spre tine acum asta. În ce fel crezi tu că comunitățile pe care le știi tu îi ajută pe oameni care au diverse afecțiuni, să zicem, sau poate au stări de sănătate mentală, ceva mai negativă, și în ce fel poate nu-i ajută sau poate chiar le face rău? Aici, cumva, din ceea ce o să vorbesc eu, se refer atât la munca mea de teren, cât și la biografia mea, fiind născut și crescut într-un sat, cumva, și cred că am cunoscut mai mult satul și comunitatea biografic, să zic, decât ca cercetător. Și cred că, în primul rând, ar trebui subliniat diferența dintre ce înseamnă, cum se raportează comunitatea față de cineva care are o boală psihică, în zona patologiei, față de cineva care traversează o perioadă mai complicată, are o criză, fie că vorbim de depresie sau altceva. Și cred că comunitatea se raportează diferit. În primul rând, se vede diferența de clasă. Asta am observat-o în foarte multe situații. Dacă este cineva care vine dintr-o familie mai bună, mai înstărită, la nivel de comunitate, beneficiază, are parte de anumite tipuri de reacție și chiar de sprijin, de un grad mai mare de înțelegere, de eforturi de a-l proteja, de a-l integra. Pe când, în cazul persoanelor care sunt în familii mai sărace, dincolo de limitările economice pe care le presupune situația lor, la nivel de comunitate
nu există atâta răbdare, ca să folosesc un termen blând. Și asta se poate observa în primul rând de pe băncile școlii. Când e un copil care vine dintr-o familie bună, înstărită, sau cineva care, cum e la nivel de comunitate, există o familie cu o percepție bună în comunitate, chiar dacă nu sunt foarte înstăriți, există un efort mai mare din partea profesorilor, din partea părinților celorlalți copii, de a înțelege și de a accepta, de a trece cu vederea anumite lucruri, pe când în cazul copiilor din familii mai sărace, de regulă se activează chiar un anumit tip de cruzime. Și un anumit tip de cruzime care pornește și de la profesori, și de la copii, și cred că în cazul copiilor asta are de a face și cu ce aud acasă, cu referiri la neamul lor, că taică-s-o a fost cumva, că maică-s-a a fost cumva. Deci cumva stigmatul e mult mai puternic și gradul de înțelegere e mult mai mic. Asta ar fi primul rând. Da, asta, chestia lui care ai spus-o chiar îmi amintește de acest esențialism care deseori apare în gândirea, și chiar nu doar a, să zicem, țăranilor, nu știu dacă le mai putem spune țărani, oamenilor care locuiesc în rural, acest esențialism că dacă ai o trăsătură în familie, cumva contaminează mai departe și genealogic și lateral și nu vrei să te asociezi cu oameni care sunt cumva, nu știu, nebun, iarăși, bolnav la cap. De aceea, deseori, și stigma asta îi face pe foarte mulți să fie să ascundă faptul că au oameni care au anumite afecțiuni. Și evidentele nici nu sunt foarte bine înțelese. Adică, probabil că sănătatea, la nivel fiziologic, a restului corpului, este oarecum mai bine înțeleasă decât cea la nivel mental, unde sunt altfel de reprezentări. Și această stigma asta, și le-au spus rușinea asta, rușine. Cred că este un element în care comunitatea are un efect destul de negativ, pentru că iarăși te ascunzi și ai chiar un fel de insultă, într-un fel pe care o poți folosi dacă cineva e bolnav. Da, asta cu rușinea se vede în special în cazurile persoanelor care, să zic, nu suferă de ceva patologic, ci care au o afecțiune, o tulburare temporară și cumva nevoia asta de ascunde, care vine atât, e atât a lor, în primul rând a lor, nu vor să arate pentru că e o formă de a te vulnerabiliza, mai ales dacă ai antecedente în familie sau ceva de genul ăsta, și atunci se caută să rezolve lucrurile pe cont propriu cumva, după care intervine familia, care la fel, acum variază de la caz la caz, dar de multe ori presiunea asta a rușinii, nu te arăta, nu face ceva, nu, să nu se vorbească despre noi. Cumva asta este o presiune foarte puternică care cred că în cazul multor persoane le amplifică suferința. Da. Și vorbeam noi mai devreme despre să încerc altfel să spun. Ideea asta de comunitate, întotdeauna când o aud, pe mine mă zgârie undeva acolo în ceea ce știu. Atât, evident, cunoștințele mele limitate despre un anumit sat, într-un anumit moment. Să fie atât când aud comunitatea care ajută, care face și așa ceva, eu nu regăsesc în ceea ce cunosc eu această imagine pe care cred că este idealizată, poate romanticizată a satului, care e cumva un corp care se ajută și așa mai departe. O acercare cea mai mare. Cea mare temere existențială pe care o are țăranul, dincolo, ok, frica de să-ți moară un copil, probabil este cel mai groaznic lucru, dar mai rău de atâta este să te îngroape satul, să mori, da. Să te îngroape satul. Ceea ce înseamnă că rămâi la mila comunității, adică la mila nimănui, într-un anumit mod. Și mă gândeam la chestia asta cu la moartea, modul în care este tratat sinuciderea. Este, probabil este una o formă prin care un gest extrem la care oamenii recurg, pentru unei dureri psihice foarte importante sau din alte motive. Și modul în care asta e văzută la sat, atât din vedere social, cât și religios. Și vorbesc asta pentru că au fost niște cazuri recente în care s-a discutat despre depresie, despre sinucidere. Toată lumea a avut păreri, toată lumea știa ce se putea face, evident. Toată lumea și-a proiectat ideile în spațiul public. Cum vezi tu că tratează comunitatea aceasta imaginară acest act de suferință extremă? Păi cred că la fel, cel puțin din ce am putut observa și din nefericire, chiar au fost câteva cazuri recente în câteva comunități pe care le cunosc și am putut să observ reacții diferite. Cum am zis,
depinde cine face gestul ăsta. Dacă este dintr-o familie mai influentă, mai înstărită, inclusiv instituția bisericii poate să fie mai flexibilă în ceea ce presupune dogmele, normele. Adică, în mod normal, cineva, dacă se sinucide în acord cu doctrina bisericii, nu poate fi îngropat cu preot, nu poate fi îngropat în cimitir, ci la marginea cimitirului, nu îi se pune nici cruce, îi se pune doar un par, cel puțin în zona în care am fost eu. Maximum ce se poate accepta e ca preotul să meargă în spatele alaiului și poate spune doar Tatăl nostru. Deci nu se poate ruga pentru sufletul celui mort, pentru că e considerat damnat. Și în anumite situații, tocmai din cauza asta a presiunii, rușinii, se fac eforturi, se trag sfori și astfel încât o sinucidere să nu mai fie neapărat prezentată ca sinucidere, să se poată face, chiar cum vorbeam noi astăzi, să se compenseze. Deși comunitatea știe, se compensează printr-o înmormântare spectaculoasă, sunt invitați mai mulți preoți, uneori chiar ierarhi. Dar rămâne un aspect important, cel puțin ce am observat eu, convingerea că de multe ori sunt blesteme la mijloc, mai ales dacă se întâmplă în familii unde au mai fost cazuri. Și sau la persoane care au avut tentative. Am întâlnit des credința asta că cineva care a încercat vreodată, la un moment dat tot o să o facă. Și apoi discuțiile despre de ce a făcut cineva un astfel de gest. Și aici există cumva două situații extreme. Uneori există un efort de înțelegere și de chestionare, ce am fi putut face noi, prietenii, familia, comunitatea, tot. Alte ori, dimpotrivă, de judecare extremă a celui care a făcut asta. Și cumva aici mi se pare că un rol important îl joacă la fel rușinea în comunitate, pentru că în lumea post-țărănească, cred că putem vorbi de lumea rurală astăzi, mai degrabă post-țărănească, rușinea, mândria, invidia sunt niște trăsături foarte prezente. Și de multe ori oamenii care ajung la astfel de situații, dincolo de suferința lor individuală, e și o reacție la rușine. Li se întâmplă ceva. Da. Cunosc un caz cu cineva care a fost părăsit de nevastă. Da. Ea lucra în străinătate și s-a întors, nu știu exact ce situație a avut ei, s-a întors și a spus că ea a cunoscut pe cineva și el s-a dus la coasă și și-a tăiat burta, a fost găsit după ceva timp. Și apucase să discute cu ceva prieteni și era pur și simplu nu putea accepta cum va vorbi lumea despre el, familia, tot. Mai ales că de multe ori reacțiile celor foarte apropiați, părinți, sunt foarte dure în astfel de situații. Adică nu e de sprijin, ci de blamare, ce o să zică satul, ne-ai făcut de rușine. Și atunci de multe ori persoanele pot claca în astfel de cazuri. Da, și părintele Dan, ce ai spus, chestia că diferențele de putere, pentru care și satul nu este omogen. Sunt oameni bogați, oameni săraci. Și exact două cazuri astea în timpul terenului meu s-au întâmplat. Unul era văcarul satului, evident, sărac, și care a fost îngropat, exact cum descrii tu. Și este absolut imaginea aia a gropii în marginea cimitirului, într-un loc, într-o părăseală, lângă copiii nebotezați, ca un neom. Versus cineva care tot așa s-a sinucis și toată lumea într-un fel știe că s-a sinucis. E tipul de secret cunoscut de toată lumea. Dar pentru că cei care au moștenit foarte mulți bani și simțeau datoria asta că trebuie să-i spele imaginea, nu doar că l-au îngropat și cu preot, ba chiar au chemat niște ierarhi mai de sus, evident, având potență financiară, și au reușit să impună această imagine asupra satului. Și, părinte San, lumea nu că nu i-a judecat pentru chestia asta, ci într-un fel sunt de admirat că uite ce puternici sunt și cum au reușit într-un fel să-l răspătească pe cel care le-a lăsat această avere. Deci, da, într-adevăr, depinde destul de mult cine ești și cât de mult poți să faci. Și dacă te apropiem de zona asta a patului, să zicem, spiritual, a păcatului, a blestemului, am discutat că care este rolul bisericii, sau mai bine zis al preotului, care este cel către care oamenii uneori merg cu diverse probleme pe care le au, fie că au probleme în familie, într-un fel. El este un fel de, să zicem, terapeut, poate, dar iarăși, cu o anumită poziție,
întrebare strict delimitată de dogmele religioase și cu o anumită, să zicem, variabilitate a intervenției lui în funcție de cât de mult poate, cât de mult vrea să se implice. Cum ai văzut tu rolul preoților? Aici se întâmplă să mă pricep mai bine, pentru că pe asta mi-am făcut doctoratul, pe rolul preoților în lumea țărănească, și am studiat mult, în special, recursul la preot pentru chestiuni de ordin magico-religios, de la bibliomanție, la exorcisme sau, nu știu, un caz, să zic, dacă s-a furat ceva. Deschiderea cărții, da. Sau slujbe negre, altfel de chestiuni de genul ăsta. Și cred că, în primul rând, trebuie specifica foarte clar că variază foarte mult de la preot la preot. Adică nu aș putea prezenta ceva standard. Și preotul în continuare are o influență foarte mare în comunități, mai ales în comunitățile în care statul s-a retras foarte puternic și nu există alte instituții. Adică e biserica și cam atât. Și biserica coagulează comunitatea, cât și cum o coagulează biserica, și anumite momente, de la sărbători, la înmormântări, nunți, dar în special înmormântările. Și aici, cum am zis, contează foarte mult ce face un preot. Și da, un preot foarte bun, care ține cont și de astfel de chestiuni, poate ușura suferința cuiva, atât, să zic, la nivel de interacțiune, cât și la nivel de acceptare a cuiva în comunitate. La fel cum cineva, un preot care este mai puțin interesat, și sunt, din păcate, foarte multe astfel de cazuri, poate amplifica, adică preoți cu, nu știu, primul rând dezinteresați, în al doilea rând cu discursuri rasiste sau clasiste, sau nu mai spunem de situații de violență domestică în care cumva caută să convingă femeia aflată într-o situație de abuz să rămână, că asta e datoria ei. Dar am întâlnit și cazuri în care intervin inclusiv în a provoca discuții în familie, da? Sau cum să mobilizeze lumea într-un caz pentru, nu știu, dacă e nevoie de ajutor financiar sau de alte lucruri. Și cred că, ca să ne apropiem și mai tare de subiectul nostru, tocmai pentru că în mediul rural, în majoritatea, adică cred că în toate satele, accesul la terapie sau la îngrijire specializată este foarte dificil. Și asta și în urbanul mic, e foarte greu să găsești. Și sunt cazuri, nu știu, persoane care au fost abuzate și în mod normal ar trebui să meargă să facă terapie. Primăria ce face? Le pune la dispoziție transport. Înspre ce? Înspre un oraș unde sper să găsești un terapeut. Și atunci lumea recurge foarte mult la preot, dar în situații mai delicate, de regulă nu se duc la preotul din comunitate. Recurg la mănăstiri, unde au mult mai multă încredere, sau la preoți care sunt faimoși pentru harul lor, pentru anumite practici pe care le fac, uneori ilicite. Și asta mi se pare un aspect important, mai ales în cazurile de violență domestică, cu multe femei care după o anumită vârstă, copiii ajung la maturitate și cu viața pe cont propriu, aleg să se retragă la mănăstire, nu pentru a se călugări, ci să trăiască pe lângă mănăstire, tocmai pentru că nu au alte sau nu cunosc alte alternative care le-ar putea ajuta. Da, într-adevăr, mănăstirea, din ce am văzut și eu, poate să fie, da, chiar un loc de refugiu pentru persoane care fie au tulburări psihice, fie au suferit de niște evenimente care cumva le fac într-un fel incapabile sau foarte mare efortul să se integreze în comunitate, să aibă o viață normală. Așa că da, e o zonă de refugiu pentru asemenea oameni. Și oameni care poate au anumite probleme de socializare. Și joacă rolul ăsta și spiritual și, să zicem, pseudomedical. Da. De fapt, tocmai m-am gândit că, într-un fel, gândirea, și iarăși nu doar gândirea țărănească, dar gândirea multora dintre noi este dominată de un fel de dualism cartezian, minte-corp sau corp-suflet. Și dacă, ok, în general, oamenii când sunt mulți care au o problemă, nu știu, cu inima, așa, merg la medic, merg la doctor și știu destul de multe despre asta, mai ales pentru că, ce în zona mea, sunt mulți crescători de animale și într-un fel, la fel cum se uită la corpul animalului, se uită și la corpul omului, tot antibiotice și întrupate și în alta. Deci, pe ăsta de vedere, sunt foarte orientați spre știință și știu foarte, foarte multe lucruri. Însă, partea asta care ține de minte, într-un fel, aia vine în zona asta, să zicem, exact cum ai spus tu,
sufletului, a spiritului și unde intervine zona de gândire magică, de blestem, de ochi. Făcătură. Făcătură, exact, da, chestii legate. Pentru că nu este percepută că este o formă de sănătate, că și mintea are o formă de sănătate și are un substrat biologic, la fel ca, nu știu, ficatul sau sistemul digestiv. Și chiar mă gândeam, într-un fel, un om bolnav, dacă este, habar, nu știu, diabetic sau are tensiune, nu e periculos. Adică, ok, poți să-l compătimești, poate să nu-ți pasă, dar un om care este perceput ca având tulburări psihice sau că e nebun, iar așa, nebun, da. Nu e bun. În ce sens nu e bun? E periculos dacă cumva îți va face rău, dacă cumva, ok, clar, prin reputație, rușine sau așa mai departe. Sau își va face rău. Sau își va face rău, sau poate îți dă în cap, sau așa mai departe. Și atunci, da, este cumva împins într-o mare. Și nu cred că este perceput îndeajuns de mult ideea asta că există soluții și că există rezolvări. Mă gândesc, de exemplu, dacă chiar și preoții care, exact cum ai spus tu, chiar dacă sunt foarte bun sau nu sunt foarte bun, măcar ei adună tot satul în jurul lor, măcar ca ritual și mai departe, într-un fel în care alte instituții nu o fac. Nu mai fac și cumva ei încă mai întrețin ideea asta, așa cum e romanțat, o mai întrețin și la modul concret, ideea de comunitate și au o capacitate de mobilizare în anumite situații pe care, din păcate, alte instituții, ONG-uri, nu reușesc. Și mai cunosc oameni că merg din casă în casă să sfințea, cu botează. Toți oamenii la un moment dat ajung la preot, fie că-i botez, nuntă sau mormântare. Preotul și poștașul cunosc toate suferințele satului. Asta am putut observa. Taică mi-a fost 35 de ani poștaș într-un sat. Era prietenul tuturor bătrânilor, abia așteptau să ajungă cu pensia și să povestească, pentru că o mare problemă pe care o au mai ales vârstnicii, în special cei care nu mai locuiesc cu familia extinsă, pentru că familia s-a mutat la oraș, s-a plecat în străinătate, e faptul că sunt povestiți. Și atunci au nevoie să fie ascultați. Asta am văzut-o și în munca mea de teren. Mergeam centrat pe un subiect, pe ceva, și cred că și tu ai pățit asta. Și oamenii, ca să-ți spună ce te interesa, trebuia să-i asculți. Evident. Ce au ei, ce probleme au ei. Și aici de multe ori se ajungeau la probleme psihoemoționale. De multe ori ei le, dacă erau ale lor, sau cum mi-a fost cazul într-un sat cu o bătrână care mi-a povestit de fiul ei, și prima dată eram convins că e un băiat cu ceva probleme, la cum mi-a tot descris, după care am înțeles că de fapt era altceva, era îndrăgostit de cineva, de o fată romă, și mama sa nu era de acord cu asta și nu-și putea explica ea că fiul ei, care era din familie bună, meserie, era șofer, meserie bună, s-ar putea îndrăgosti de așa ceva, și atunci singura explicație era vrăjitoria, i-a făcut ceva. Și femeia a umblat pe la preoți, pe unde, cum, a plătit tot felul de slujbe ca să desfacă. El s-a căsătorit peste voia ei într-un final. Dar ca să mai zic o chestiune tot legată de asta, ce am observat interesant în ultimii ani, apropo de cum oamenii, și inclusiv cei vârstnici, integrează explicații vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu o persoană sau alta. Dacă astfel de cazuri, cum am zis acum, erau foarte răspândite, să zic, în anii 90, cineva o dragă pe normele satului, pare inacceptabil, e explicată prin farmeci, prin tot felul de făcături și așa, după 2000 am întâlnit câteva cazuri în care intervenise ca explicație drogurile. Și era amuzant să vezi femei de 70 de ani explicând o mare pasiune a unui băiat sau o fată pentru cineva care fuge de acasă sau fac lucruri care s-au făcut întotdeauna. Și era un caz cu cineva care era student la Cluj, avea o relație cu o fată și explicația era că ăsta îi aduce droguri de la Cluj, că ea s-a schimbat, că e drogat, uitați-vă la ea cum se uită și asta. Și asta mi s-a părut cum oamenii integrează tot în... Tot de lucrătura diavolului. Da, tot un fel de lucrătura diavolului, da. Sunt unele procese pe care le-ai văzut și tu și care sunt foarte puternice în foarte multe dintre statele din România și cred că se vor amplifica cu timpul. Probabil că unul dintre cele mai importante și care, cel puțin în zona Moldovei, este foarte intens, este migrația externă, care pentru o bună bucată de timp a fost circulatorie, oamenii plecau, se întorceau, mai făceau ceva la casă, iarăși mai plecau, însă încetul cu încetul, multe dintre fluxurile astea s-au oprit pentru că oamenii încep să se stabilească în străinătate.
Și asta, și cumva, sunt două categorii de oameni care cumva sunt afectați. Pe partea a fost copii rămași singuri și acum încep să fie și ei luați în sănătate, iar pe cealaltă parte sunt vârstnicii. Și cred că această și migrația asta, care uneori este foarte, foarte puternică, chiar și în satul unde am fost eu, am fost acum fac aproape 15 ani, satul s-a golit între timp. Adică am rămas șocat când am văzut ce mult, ce puțin tineri au rămas și cum încep bătrânii să rămână singuri. Iar asta o să fie un fenomen pe fondul multor lucruri și transformări demografice și așa mai departe. O să avem foarte mulți bătrâni în rural, care pe de o parte rămân singuri, însă în același timp se trăiește mult mai mult datorită alimentației mai bune, datorită medicamentelor. Oamenii trăiesc destul de mult și vor apărea inevitabil multe forme de afecțiuni neurodegenerative, forme de demență, Alzheimer și așa mai departe, care au fost întotdeauna. Poporul, când dai mintea copilului, era termenul folk, termenul naiv, ca să zic așa, pentru ceva gen Alzheimer sau demență frontotemporală. Însă ele vor apărea din ce în ce mai mult și întrebarea este ce plasă socială de siguranță mai poate prinde pe acești oameni care vor rămâne singuri, copiilor vor fi plecați, nu avem un sistem medical capabil să detecteze, să prevină și să îngrijească asta. Azile, personal calificat și așa mai departe. Cred că o să fie unul dintre lucrurile. În general, la nivelul României, avem o îmbătrânire și o să avem multe cohorte foarte mari de oameni care vor îmbătrâni și foarte puțini tineri care să poată susține populația aceasta îmbătrânită. Tu cum vezi lucrul ăsta acolo, în zonele pe care tu le cunoști? Păi, ceea ce descriai tu, deja am întâlnit în multe sate, pardon. Adică persoane care, din multiple cauze, inclusiv singurătatea, dezvoltă forme de demență, cel puțin așa le explică ceilalți, sau cumva oameni care suferă foarte mult din cauza lipsei de acces la orice formă de îngrijire, adică în afară, adică n-au nici măcar un medic în sat, trebuie să meargă la kilometri întregi pentru așa ceva. Și apropo de singurătate, cum ai descris tu foarte bine, faptul că multe familii se mută, caută să vină cât pot de des. Am întâlnit cazuri în care au căutat, mai ales după ce rămâne un părinte singur, atunci situația e mai critică. Cât sunt împreună, bătrânii se susțin unii pe alții, muncesc, au ceva. Dar în momentul în care rămâni singuri, atunci sunt mult mai vulnerabili și au fost cazuri în care au căutat să-i ducă în Spania, în Austria, nu se pot adapta. Și atunci se întorc, le lipsește casa, le lipsește comunitatea, le lipsește viața pe care au avut-o. Și am întâlnit cazuri în care ei plătesc pe cineva să îi îngrijească acasă, dar nu compensează, cel puțin de multe ori în interviurile pe care le făceam, asta era light motivul la care reveneau ei. Dar am întâlnit și cazuri de tineri, copii care s-au mutat la un moment dat în momentul în care unul dintre părinți a rămas singur și a început să se degradeze starea de sănătate fizică sau mentală, s-a mutat înapoi în țară ca să poată să îngrijească. Problema cumva se pune la fel la cei cu posibilități limitate și într-un fel nu numai la ei, că în trecut mai era o situație de genul ăsta. Cineva dacă nu avea un copil care să-l îngrijească, dacă avea avere, se dădea cuiva. Adon. Și persoana aia avea grijă și muște. Cu zice în Ardeal? Te dai cuiva. Te dai cuiva. Exact. Și am întâlnit caz de bătrân, el își îngrijea soția la pat de câțiva ani și s-au dat cuiva care venea zilnic, le aducea mâncare, le făcea cumpărăturile. Și că le rămânea averea. Îl îngropa, făcea toată rânduiala, da. Dar aici era încă un sat în care pământul încă reprezenta o miză, averea. Dar sunt foarte multe sate, case goale, așa, unde nu mai reprezintă o miză. Și un astfel de bătrân, dacă nu are copii, nu mai are cui să se dea. Și atunci genul ăsta de persoane, cum zici tu, e foarte greu și să ajungă într-un azil, dacă are o pensie de agricultor, care e absolut mizerabilă, nu poate susține, plus faptul că sunt foarte puține azile, mai ales azile de stat și nu totdeauna sunt condițiile foarte bune. Dar de ce ziceai tu cu migrația, mi-e un aspect important și cumva tot legat de subiectul ăsta, e povestea asta cu casele pe care le vedem, case mari, ruralul de câțiva ani e un șantier continuu și mi s-a întâmplat de multe ori să observ case care nu se termină, nu pentru că nu se îndreaptă spre o finalitate, ci pentru că tot timpul mai fac ceva. Băi, încă o baie, mai extind. Și ce am putut observa, câtă suferință
mentală și emoțională ascund astfel de case. Faptul că la un moment dat a construit și a dezvoltat într-una devine o formă de, nu știu, de a gestiona o depresie sau o frustrare, am întâlnit-o, sau nu știu, situații de abuz și persoane care se refugiază în a investi continuu în casă ca să le facă suportabilă viața și în momentul în care termină, că asta e problema, e frica aia, dacă așa termin ce? De făcut, ce mai fac da, acum? Nu mai am nimic de făcut. Păi, cumva un fel de proiect de ăsta continuu care să-ți dea un fel de sens al existenței. Da. Problema în cultura țărănească, casa e într-un fel axis mundi, adică totul se învârte în jurul casei, a gospodăriei, existența ta, nu știu, acolo te naști, acolo mori, acolo toată lumea ta se învârte într-un fel în jurul gospodăriei. Și atunci da, asta e forma modernă a investiției în gospodărie. E și percepția asta că okay, ce lași în urma ta, nu? Deci dacă te gândești toate lucrurile alea care zic tradițional ce trebuie să facă un om în viață, totul se învârte în jurul gospodăriei, nu? Să dești un pom, să faci o casă, să faci un copil. Toate da. Sunt chestii domestice. Și de fel, apropo de asta de bătrâni, pentru în cultura țărănească, bătrânețea, sensul bătrâneței este unul complet diferit de cel al, nu știu, al modernității. Dacă vezi bătrâni din Germania, Franța, care au ieșit la pensie și acum începe a doua tinerețe, da, toată viața am avut niște vise, te fac. Normal, bătrânețea este antecamera morții și cumva mai e un fel de sens cât timp, tot așa. Ai grijă de gospodărie, ai nepoți, sunt generațiile următoare care vin, alea îți dau cumva sensul, să zic, dar nu mai treci pentru tine. Adică tu deja, te gândești, mergi la nuci, adică la da. Cimitir într-un fel, începi să-ți pregătești groapa și așa mai departe. Ori transformările astea lasă niște bătrâni care nu mai au nepoți, au gospodărie care cui o să rămână și e un fel de o pierdere de sens. Și care dă o durere emoțională destul de puternică. Da, asta am întâlnit-o foarte des, momentul în care se intră în faza de neputință, în care nu mai poți să aibă grijă de animale. Animalele sunt foarte importante pentru multe persoane vârstnice, inclusiv ca suport emoțional, faptul că au grijă de o vacă, da, de un porc. Da. De-aia, un fenomen interesant, de exemplu, în foarte multe sate, e că foarte mulți oameni care acum 10-20 de ani n-ar fi conceput ca un câine să stea în casă, acum își lasă câinii și își cumpără câini mici. Deci nu prea mai găsești dulăi în multe sate, își cumpără câini mici și îi țin cu... S-au rășenizat și aici am ales unde, să zic, relația lor cu nepoții e doar de weekend sau de vacanțe. E un substitut. Da, e un substitut. Ei trebuie să aibă grijă de ceva și nici nu știm dacă putem vorbi dacă s-au rășenizat sau pur și simplu e o consecință a lipsei unui copil, a unui nepot. Păi și la orașe la fel, pentru că dispărând tipul ăsta de gospodărie multigenerațională, la fel, caz personal, eu când am plecat de acasă, de la ai mei, într-o lună a apărut o pisică. Era substitut de Radu și un fenomen destul de asta, empty nest syndrome. Știi, să-l umpli cu ceva. Așa au pățit ai mei. Noi eram trei și am plecat așa prima dată, fratele mai mare, după care eu, sormea, și-au rămas singuri și nu mai știau ce să facă și au luat un copil de la un centru de plasament. Pentru că au zis că... Și am întrebat că... Pentru că pur și simplu că nu suportau să vadă casa goală, că ce să facă și... Da, și cumva în... Și eu vin tot într-o familie, să zicem, destul de tradițională într-un anumit mod, și pentru care ideea era că în casă rămâne cineva. Rămâne un copil de obicei care moștenește și nu mor singur. Dacă tot vorbim de copii, migrația e asociată și cu acest fenomen al copiilor rămași singuri acasă. Chiar zilele trecute am văzut un studiu făcut de Salvați Copiii despre... Estimează că sunt cam jumătate de milion de copii care au cel puțin un părinte plecat în străinătate. Posibil să fie și mai mulți, pentru că mai repede cifrele astea sunt subraportate. Și ce au văzut este că pe foarte multe dimensiuni, acești copii, față de cei care au părinții acasă, fumează mai mult, consumă mai mult alcool, consumă mai multe substanțe psihotrope, sunt predispuși spre violență ceva mai mult. Adică pare să fie o constelație
de comportamente problematice. Și trebuie să mărturisesc că eu am acum foarte mult timp, chiar am lucrat la un studiu prin asta, și pentru că cred că atunci eram ceva mai marxist și mă interesa doar partea economică, vedeam mai multe efectele pozitive ale migrației. Faptul că okay, părinților chiar nu mai aveau ce să facă și de bine de rău banii pe care îi trimiteau din străinătate asigurau copiilor de la bunuri de strictă necesitate până mai departe, nu știu, bunuri poate chiar de lux, dar și faptul că îi țineau la școală, poate chiar trimiteau la oraș, la un liceu și vedeam componenta asta. Însă trebuie să recunosc că nu am fost destul de atent la componenta asta a relației emoționale între părinți și copii. Poate și eu, devenind părinte, mi-am dat seama cât de importantă este atașamentul acela inițial, modul în care se dezvoltă relația cu părinții și care, oricât de mult ar fi întreținută prin WhatsApp, prin mesaje, nu este relația cumva, nu știu, naturală, evoluată, pe care o ai să stai în contact direct cu părinții. Chiar și să intri în conflict cu ei, dar tot e cumva în firea noastră să avem relația asta. Cum ai văzut... Păi se întâmplă că am lucrat destul de mult pe subiectul ăsta, atât în cercetările mele, cât și la un moment dat am lucrat într-un proiect de teatru documentar, Anonimii Migrație, așa se chema, în care am făcut teren în mai multe sate cu o echipă mai mare, inclusiv artiști, și în paralel cu interviurile pe care le făceam cu bunici și părinți pe care am găsit acasă, am făcut o serie de ateliere de teatru, forum și teatru imagine în școală cu copii și acolo a fost foarte interesant de văzut ce ieșea în urmă. Stăteam câte o săptămână în fiecare sat și vedeam în special ce iese dinspre copiii care fie cresc cu bunici, fie cresc doar cu un părinte. Și într-adevăr există foarte multă suferință și anumită predispoziție spre violență, pentru că e o reacție de multe ori la bullying. Și există bullying-ul ăla pe sărăcie, că sunt cei care au, că au primit, că trimite tata, mama, cineva din Spania, și bullying-ul pe cel care e singur, e abandonat. Sunt și situații de genul ăsta. Și ce m-a impresionat pe mine în câteva situații din discuții cu părinții, am observat în Ardeal, în zonele în care am făcut eu teren, faptul că multe familii nu mai acceptă să plece așa mult timp. Deci e pe de o parte migrația sezonieră și se asigură că cineva rămâne cu copilul, sau migrează o perioadă, se duc, stau câțiva ani, trag tare, că de regulă motivul principal e să-și poată face o casă, pentru că salariile din România nu ai cum să-ți faci. Și odată făcută asta, au câțiva ani în care stau cu familia, se angajează pe un job ce găsesc acolo în zonă și după aia urmează următorul hop, când te demerzi la liceu sau la facultate. Și atunci, da, pentru că costurile sunt foarte mari, atunci, de regulă, iarăși, unul dintre părinți pleacă în străinătate. Și am văzut cumva motivația asta ca să le facă un viitor la copii și cumva se asuma suferința aia de ambele părți. Adică în foarte multe cazuri am întâlnit părinți care aveau discuții cu copiii, care erau, deja aveau 13, 14, 15 ani și puteau să înțeleagă de ce se întâmplă asta, dar, cum am zis, erau plecări temporare. Trebuie să se vedeau la anumite intervale de timp. Dar, pe de altă parte, legat de studiul pe care l-ai zis, cunosc foarte multe cazuri, în special de tineri care consumă droguri și tineri de gimnaziu în rural. Ați fi șocați să aflați cât de mult se consumă în ultimii ani în sate și în special în cazurile copiilor care au părinții plecați în străinătate sau cazuri că tocmai părinții compensează trimițând bani acasă, se apucă și joacă la păcănele și se trezesc cu datorii, cu tot felul de situații de genul ăsta. Chestia pe care o spui, ai menționat două elemente, consumul de droguri. Haideți să fim sinceri, în cultura țărânească există o tradiție îndelungată a consumului de droguri, pentru că, nu știu, poate e și un stereotip pe care nu vreau să-l întrețin mai mult decât trebuie, dar totuși este și o realitate adevărată că există, în anumite zone din rural, este un consum de alcool foarte, foarte ridicat. Acest moment, eu lucram ca ucenic în construcții și într-o zi m-am trezit, era de vreme, nu știu, abia făcusem ochi, eu nu prea fac bine dimineața, și n-aveam pâine și am mers la magazinul de pe uliță să-mi iau pâine. Nu era încă ora 8, nici nu știu dacă era lumină, în orice caz, de-avea vedeam.
Și a venit un om și a cerut o dublă. Ce zis, wow, dublă, 100 ml, asta, tare. Acolo nu însemna 100, însemna 200, alte unități de măsură, pe care a dat-o pe gât ca și un par de apă și a plecat la muncă. Și asta nu e doar un oameni care suferă clar de alcoolism, care nu pot să meargă la muncă dacă nu beau ceva, pentru că intră în zona aia de tremurat, aproape, nu știu, de un tremens și așa mai departe. Și mă gândesc că, ok, nu știu exact care sunt surse, sunt foarte multe surse care pot fi explicate, dar cred că poate fi văzut și ca o formă de coping mechanism, un mecanism de gestionare. Alcoolul are și rolul ăsta și de dezinhibare și într-un fel, anxioliticul săracului, ca să spun așa, într-un mod, și care este, iar de obicei, asociat cu zone sărace. E o metodă de a rezista, nu știu, suferinței emoționale, de deprivare, de frustrare, și apoi se intră în aceste mecanisme după aceea de dependență. Și acum că mi-am dat seama cât succes au păcănelele, de exemplu, în sat, și introduce așa într-un mod foarte, foarte insidios, adică acolo în, exact ai fapt crâșma, da? Crâșma satului, unde ai alcool într-o parte, păcănele într-o parte și toată lumea fumează. Adică sunt toate dependențele așa, acolo într-un singur loc, și e un număr semnificativ de mare de oameni acolo, care probabil că, conform unei definiții medicale, suferă de forme severe de dependență și multiplă. Da, sunt multe cazuri de genul ăsta și cazuri cu efecte brutale asupra familiilor lor, mai ales dacă vorbim de un adult, că ok, am întâlnit multe cazuri de tineri care joacă și acolo e presiunea aia de a fi cool, de a face ceva, are legătură și cu faptul că în multe comunități rurale și în urbanul mic nu ai ce să faci. Deci e meme aia pe Facebook cu unul care intră în oraș și spune că în afară să bei nu ai ce să faci în orașul ăsta. Deci, și nu ai ce, mai ales pentru tineri, nu ai ce să faci, dar în cazul unor adulți, consecințele adicției vis-a-vis de jocurile de noroc, de păcănele, sunt mult mai brutale. Cunosc cazuri de familii care au divorțat, familii care și-au pierdut casa, sau la un moment dat am fost martor la o scenă în care a venit unul care lucra la o fabrică într-un oraș și mama s-a știa că e ziua de salariu și venise, era autobuzul băgat de companie să-i aducă acasă și a aștepta în fața barului ca să nu intre acolo. Și s-a dat lumea jos din autobuz, ăsta nu era, și a întrebat că unde e el și a zis că a venit mai devreme cu altă mașină și a intrat sus în bar, ăsta băgase deja toți banii și mama s-a leșinat instant pentru că nu mai aveau ce. Și sunt foarte multe situații și din păcate e o bătaie de joc modul în care se gestionează toată situația asta, adică sunt pline satele, rar când găsești un sat fără să nu aibă crâșmă. Și e un argument economic pentru cei care le țin. Barurile în sine nu ar mai rezista doar cu băutură. Pentru că multe sate sunt depopulate, prețurile sunt derizorii la băutură, la asta, lumea stă și din cauza aparatelor. Cineva care joacă alcool și bea acolo. Alcool se produce oricum și și mediul domestic sunt mai mult. Na. Da, și e presiunea asta foarte mare, că foarte mulți sunt tineri, deci am văzut o mulțime de tineri care joacă și, cum am zis, nu au alte alternative, nu au ce să facă, e presiunea asta a coolness-ului. Sunt oameni care câștigă, care sparg bani și de regulă și cei care câștigă, că li se întâmplă să câștige, bagă 100 de lei și câștigă 2000, îi sparg imediat. Și cred că asta e o mare problemă, formele astea de adicție și faptul că nu există niciun fel de strategie în afară de moralisme și intervenții din astea punitive, că fac razii, că arestează pe câțiva, în rest nu există absolut nimic gândit. La un moment dat a venit la mine un patron de pensiune și efectiv m-a rugat că dacă aș putea, nu știu, cu proiectele pe care le facem, să facem ceva pentru copiii ăia din sat. M-a arătat înregistrări cu copii de gimnaziu și nu erau copii săraci. Asta era chestia, erau copii mai înstăriți care prizau în pensiune, deci jucau păcănele și după aia prizau acolo. Și am rămas șocat să văd asta. Și ce să faci? Faci un program de intervenție culturală, să te duci să le explici, nu vă drogați, când problema e mult mai complexă acolo și are de a face cu cauze structurale, are de a face cu faptul că un tânăr, de exemplu, dacă vrea să fie în rural, nu știu, cool, să fie activ, să facă ceva, nu mai poate nici măcar fotbal să joace. În trecut puteai să joci fotbal, nu știu, să te refugiezi în sport, și de multe ori sportul în mediile sărace e și un mod de a te disciplina și un mod de a avea acces la respect, la o reputație, la ceva. Acum nu, mașini,
droguri, păcănele și sex. În rest nu mai ai nimic de făcut. Și băutură. Chiar mă gândeam, iar care era tradițional, în cazul alcoolismului, care e vechi, care era leacul tradițional? Să meargă să jure la biserică. Să jure la biserică, adică da. Asta era practic dezintoxicarea... Funcționează și acum. Da. Funcționează și acum, și pentru fumat, și pentru... Ca fel de angajament acolo. Public pe care îl faci, cu o anumită frică de supranatural, cu o anumită rușine față de preot, tot o instrumentalizare asta... Da, și e frica, e foarte puternică. Deci e frica. Aveam un vecin la țară care era vine, era noaptea de înviere, el jurase că nu fumează până în post, până la înviere, și stătea pe prispa, avea două pachete de carpați, era un copil mic, avea două pachete de carpați, stătea acolo nervos și tot aștepta, și când auzi clopă de pătrați de înviere, imediat a început și o recuperat. Da. Sau mai sunt cazuri, apropo de alcoolism, în care femeile se convertesc la un cult neoprotestant, da, da. Pentru că acolo alcoolul e interzis, ca să pună presiune pe el, da. Să nu mai consume și cumva să încerce să-l atragă spre biserică, acolo comunitatea, spre deosebire de bisericile ortodoxe sau catolice, e mult mai puternică și se lucrează, se fac intervenții, vin și din aproape în aproape caută să-i aducă. Și am întâlnit foarte mulți oameni care sufereau de alcoolism sau alte probleme și odată integrați acolo, li s-a dat un sens, li s-a dat, nu știu, o formă de căință, de făcut ceva și s-au recuperat. Dar nu, asta am remarcat și eu și s-ar putea să explice, în anumit mod, succesul cultelor neoprotestante, care într-adevăr vin și oferă, ok, tot creștinismul este aceeași carte, dar ceea ce diferă complet este felul în care religia este exprimată comunitar. Faptul că ai nu doar presiunea aia a celălalt, dar este și într-o ajutorare foarte mare. Foarte mare. Și în primul rând economică. Da, de-aia foarte mult în zone sărace au prins foarte bine, sprijin financiar, construit case. Da. Și exact asta pe femeile deseori sunt motorul pe care sunt, pentru că este un mod de a asigura, nu știu, liniște, sprijin și de fapt de a-l cuminții, în special în cazurile de alcoolism sau de violență, da. Pentru că se organizează intervenții. Exact. Se organizează intervenții, vin frații, fac ceva. Da, asta e cu plusuri și minusuri. Dar pentru cineva care a trecut prin situații abuzive, poate fi o salvare, mai ales în condițiile în care instituțiile publice nu îți oferă alternative. Deci e un peisaj efectiv deșertic, când vorbim de urbanul mic sau de rural, nu prea ai ce să faci. Da, exact, nici compensează absența altor instituții. Da. Și de bine de rău, adică au succes. Păi strict dacă ne luăm pe comunitățile de romi, în multe locuri au făcut mai multă integrare socială cultele neoprotestante cu bunele și relele lor decât statul român sau alte. Da, și am văzut în multe locuri în care am fost, de la locuințe, la locuri de muncă, la orice, și inclusiv sprijin emoțional în situații complicate. Exact, adică asta arată și foarte multe studii. Avem acest stereotip despre, să zicem, evanghelicii americani, Bible Belt, Guns and so on, dar chiar de studiile arată că din foarte multe elemente de sănătate mentală o duc destul de bine. Tocmai pentru că există, sigur, e comunitatea care este foarte strictă, toată lumea cu ochii pe tine, sunt reguli foarte, foarte clare și destul de dure, spre fundamentaliste într-un anumit mod, dar în același timp știi că nu ești singur. Adică oricând este acolo, acolo e într-un mai aproape de ideea de comunitate adevărată care te va sprijini. Da, asta am întâlnit-o și în multe cazuri și cumva da, vine cu niște costuri. Oamenii renunță la anumit tip de libertate, acceptă anumite forme de constrângere. Din oportunism, din convingere, cred că e mai puțin important, dar cred că ce e relevant e ceea ce se întâmplă în situațiile de încercare. Și aici e important cum se activează sau nu se activează comunitatea. Comunitatea se activează ca să ajute, să susține sau să pună presiune sau dimpotrivă să excludă pe cineva. Deci e un aspect foarte important, inclusiv din perspectiva asta a suferinței mentale și a unor crize pe care le traversează cineva. Dacă ne gândim la, nu știu, un om care e perfect normal, între ghilimele spus, și care la un moment dat are o cădere, cum se mai zice, nu știu, cum se comportă, cum e văzut de ceilalți, dacă are sprijin, dacă e judecat, cine intervine. Sunt curios, apropo de cartea ta pe care am început să o citesc recent, cum vezi chestiunea asta a
a încrederii în raport cu suferința mentală. Adică, în primul rând, din perspectiva cuiva care traversează o perioadă, un om cu o viață chiar văzută din afară, bună, de invidiat, dar care poate ascunde foarte multă și cum, din experiența muncii tale de teren, cum... Da, chiar mă gândeam la chestia asta. Am câteva cazuri în minte de oameni care, aparent social, exact cum spui tu, de putoană gât și eu, reușesc să păstreze aparențele foarte bine. Însă... iar au tot felul, însă dacă intri cumva în lumea lor intimă, știi cât de ascunși sunt, diverse forme au de deseori de somatizare a unor stări emoționale foarte puternice, de iarăși coping mechanisms, oameni care beau pe ascuns, femei care beau pe ascuns, iarăși rușinea asta a statului, nu intră o femeie în crâșmă, așa este, dar sunt foarte multe femei care beau pe ascuns, tot cred eu, ca o formă de asta de liniștire, într-un fel, coping mechanism. Și neîncrederea pe care am simțit-o, poate m-a șocat pe mine pentru că sunt eu. Nu știu, eu sunt crescut la oraș, mai o existență, nu știu, privilegiată și ușoară, și care de obicei face pe oameni mult mai încrezători, mai optimiști, așa, mai cu... acolo este starea aceea de neîncredere, de suspiciune generalizată și difuză. Aproape îți dă senzația unui sindrom, nu știu, că Ruth Benedict spunea undeva despre Dobu, o populație din Melanezia, o caracteriza ca fiind o cultură paranoidă. Ceea ce, ok, nu mai poți să spui așa ceva, nu poți să caracterizezi o cultură ca să-i dai elementele unei, să zicem, trăsături mentale, unei tulburări mentale. Dar într-un fel vezi că poți să înțelegi la ce se referea ea, sunt în care reprezentările culturale, într-un fel, împrumută din elementele pe care le vedem la nivelul unei tulburări, suspiciunea generalizată. Dacă ceva se întâmplă rău, cineva ți-a făcut rău, s-a rupt ceva, a murit un animal, le găsim și toate chestia cu de ochiul, ceva este o forță rea în afară. Care... Iar lipsa asta de neîncredere între oameni, faptul că dacă n-ai încredere în ceilalți, o chestie legată de asta este secretomania. Faptul că n-ai încredere în ceilalți, așa trebuie să nu, ceilalți nu știe despre tine, așa trebuie să fie ascuns. Dacă toată lumea este ascunsă, atunci toată lumea se bănuie. Da. Și se creează acest ciclu, într-un fel, în care nici nu-ți dai seama de unde poate fi el spart. Nu poți individual să-l spargi, pentru că nu poți tu de unul singur zici, ok, de acum eu o să am încredere în oameni. Pentru că există riscul, te expui și dacă vii vulnerabil, e foarte posibil să pierzi. Asta e o temă și foarte frecventă și în manele și în muzica populară, neîncrederea în prieteni, în dușmani, în tot și înțelegem foarte bine. De aceea, de exemplu, în lumea rurală, să fim sinceri, se ascultă aceste manele care sunt de obicei produse de către cântăreți romi și de obicei se referă la poate problemele sau trăirile din comunități de obicei urbane, să zicem, periurbane, însă lumea țărnească rezonează pentru că se exagera. Da, neîncredere, dușman, pe cine te poți baza, nu te poți baza pe nimeni, doar familia, dar stai că și în familie, există trădare. Tipul ăsta de existență foarte, foarte, fel, nu știu, nu știu dacă spune tristă, nu vreau să o caracterizez așa, dar cu un sens de la un fel cinism și disperare. Că, nu neapărat disperare, dar fără speranță în ceilalți. Singura speranță e cumva în tine, în sens. Da, sau eu am întâlnit un caz, acum mi-am amintit. Era un băiat care, apropo de traumă și de bullying, un băiat care, când era mai mic, lucra la un bar, mai ajuta lumea să cară lăs de bere, făcea el ceva pe acolo. Și unii mai mari îl tratau mai prietenos, alții mai urât. Băiatul ăla s-a făcut mare, visul lui era să meargă în Italia, s-a dus în Italia, a tras pe șantier, a venit acasă după câteva luni de Crăciun, avea o listă neagră făcută. I-a luat la bătaie pe toți așa. Și stăteam cu el la masă, că eu și eu lucrasem la bar în timpul ăla și nu mi-am mutat cu el. Dacă ești pe listă. Dar el îi bătea și a doua zi mergea și le dădea bani, cât că să-și repare dinții, să așa cumva. Aroganță. Da. Și a zis, eram în Italia și zice, ani de zile am purtat în mine asta. Probabil văzuse și multe filme cu răzbunare cu asta, că el o zis, că cumva avea o motivație așa mai complexă.
Și asta l-a ținut pe el gândul să vină și toți aia care l-au umilit, i-a luat la rând, i-a bătut și le-a dat bani să-și le fac toate cheltuielile medicale. Din fericire n-am fost pe lista aia, dar mi-a explicat ce a făcut și erau câțiva care, pe care îi programase pentru Paște, că nu erau atunci în primerii. Și mă gândeam la motivațiile pe care le-au foarte mult în munca, în efortul pe care îl fac ei în străinătate. Ok, am vorbit familie, copii, dar la foarte mulți tineri e în primul rând chestiunea asta de statut, să-ți faci o situație, clar, să poți să cucerești pe cineva, dar poate să vină și în experiență din astea traumatizante. Și asta se vede apropo de încredere și neîncredere. De multe ori aveam discuții, mă întâlneam cu foști colegi de liceu sau prieteni, care majoritatea pe Italia, Spania, Germania, chestiuni de genul ăsta. Primele ore, mai ales dacă era în grup, totul se vorbea care, cum, cât de bine merge mașină, ce au făcut, ce condiții au acolo. După ce se consuma mai mult alcool, se mai rarefia masa, rămâneam cu câte 1-2. Era cu tot o altă discuție. Sigur. Și începeau abuzuri, condiții umilitoare în care stăteau, sărăcie, de fapt ei dorm sub un pod sau dorm 12 pentru un apartament, nu stătiți, țepe, umilință, umilință, umilință. Și după aia ei veneau acasă cu banii pe care îi aveau, evident că erau pe compensare. Și atunci ne mirăm că de sărbătorile de iarnă, în rural, e violență destul de mare, bătăi, accidente auto și foarte mult consum de alcool, de orice. Se aruncă cu efectiv kamikaze, se duc în sala și cumva, pe măsură ce se apropie timpul în care ei trebuie să se întoarcă iarăși în iadul ăla care produc bani. Cu atât devii mai... Da, îi vezi. Ne-a spus chestia de traumă. Există poate un element care, ce țin aici în Moldova, este foarte important și o traumă nu individuală, ci o traumă colectivă. Și cred că am înțeles chestia asta când am, apropo de ce suntem noi aici și, de exemplu, reprezentarea în film a chestia asta. Este un film care se numește Love is Potatoes. E un fel de documentar, oare să zicem, făcut de o regizoare din Olanda, al cărei mama era rusoaică. Și ea a început să facă acest film pentru că nu înțelegea de ce mama ei nu a fost niciodată afectuoasă cu ea. Nu i-a spus te iubesc, n-am îngheiat, era foarte rece emoția. Și nu a înțeles niciodată de ce. Și a mers pe urmele ei. A mers de unde a plecat și a căutat rudele din Rusia, nu suntem la Rusia, și tema în jurul căreia s-a învârtit chestia asta era modul de exprimare a iubirii în conții traumatice. Pentru că mama ei era născută undeva prin anii 30, iar în perioada ei de copilărie era foamete din multe puncte de vedere și război și regimul stalinist și mai departe. Și era acolo un moment în care cineva își amintea că ok, aveai mulți copii, nu te-ai stat așa zic, că nu știai care trește. Nu puteai să... Adică suferai mult... Scuze. Eu când am văzut filmul am început să plâng la minutul 20 și n-am... Scuze. Și în Moldova există o chestie care a rămas undeva în... Cred eu s-a și reprodus undeva acolo. Nu tipa traumă intergenerațională sau așa mai departe, ci un fel de moment de la cheie traumatic pentru întreaga societate. E foamea din 46-47. Și care dintre voi mai aveți bunici sau străbunici sau oameni care încă își amintesc foametea? Mergeți și întrebați cum a fost și ce însemnătate a avut chestia asta pentru ei. Pentru că, cel puțin în satul acela și în alte informații pe care le am, tipul de traumă în care nu știi cine o să trăiască, nu se mai ajută nimeni pe nimeni, nu mai dai nici măcar apă, teoretic, la țară e chestia asta, ok, măcar apa e un bun public, de-aia spui fântâna la poartă, e gratuită, nici măcar apa nu se mai împărțea. În momentul ăla, și cred că este ultima mare foamete din Europa, n-am mai stat de atunci foamete. A venit și după război și cu tifos și un întreg sindrom. A creat un moment care și pentru bătrân, dar a fost cumva și transmis mai departe într-un fel, fie ca istorie reală, fie ca un fel de atitudine față de viață. E că atunci când apare o nenorocire, nu mai te poți baza pe nimeni, nici pe prieteni, nici pe vecini, nici pe rude. Ești doar tu cu tine însuți. Și ceea ce creează într-un fel această hiperindependență, care deseori este rezultatul traumei. Incapacitatea de a date așa. Și de fapt,
ca să mă întorc la acel film, iubirea nu ți-o exprimi prin mângâieri, prin cuvinte frumoase, prin te iubesc, ci o farfurie de cartofi ca să treci până mâine. Da, povestea asta cu trauma și trauma colectivă la, în zona care am făcut eu teren e mai mult legată nu neapărat de perioade de foamete, deși au fost perioade de foamete, în Sălaș, în Bistrița Năsău, e legată destul de mult de perioada din al doilea război mondial, când nordul Ardealului a fost al Ungariei. Și atunci au fost câteva situații violente sau oricum au fost resimțite foarte brutal de către unii oameni. Pe de altă parte, un aspect important vis-a-vis de astfel de traume e modul în care diferite regimuri sau oameni politici au instrumentat o traumă reală și în loc să contribuie la vindecarea lor, au amplificat-o. Adică de multe ori când vorbeam cu oameni care vorbeau despre masacrele de la Ips și Trăznea, să dăm un exemplu. Ce spuneau ei? Aveam mai degrabă de a face cu un anumit discurs istoric naționalist, șovin, menit să amplifice ura față de maghiar, exact. Nu să vindece. Pentru că, de exemplu, clar. În teren am întâlnit foarte multe cazuri în care români povesteau cum era să se repete scenariul de acolo, la ei în sat, și maghiarii au intervenit și au apărat pe români. La Bonțida, de exemplu, în Cluj, a fost așa și la un moment dat, când armata maghiară, care era compusă special de oameni din afara Transilvaniei, au venit, maghiarii din sat au spus nu, pentru că voi plecați și noi rămânem aici cu copiilor. Și asta am întâlnit-o, asta nu știu, la mea de un mit, am întâlnit-o în multe locuri. Apoi mai e chestiunea, sunt masacrele făcute de către români, despre care aici nu se vorbește, care au fost cel puțin la fel de odioase și de brutale. Și asta cumva, apropo de memorie, cum se folosesc astfel de traume, pentru că despre spirit de o perioadă de foame, de în cazul unui conflict militar, există o miză politică și naționalistă și e instrumentată. Și asta se poate observa inclusiv în prezent, cum efectiv traume istorice sunt reambalate, nu știu, ne uităm ce se întâmplă periodic, merg și ce au făcut ăia și prezentăm doar o perspectivă unidimensională, nu contextualizăm ce a fost atunci și nu, cum am zis, într-un scop de a vindeca, ci de a insufla ura aia și, nu știu, o anumită suferință și noilor generații. Sunt curios că la un moment dat deschidem discuția spre... Da, ar fi... Am vorbit destul. Da, că am plictisit lumea deja. Noi nu prea vă vedem, sau ce obțin. E foarte puternică lumina. Eu nu îmi declin competența pentru că nu sunt specialist și prefer să rămân să spun doar despre lucruri pe care le cunosc. Nu știu. La fel, nu am să spun. Pot, eventual, referitor la ce discutasem mai devreme, cred că putem vorbi de cum gestionăm traumele colective. Și aici cred că e foarte important, mai ales în privința unor evenimente istorice cu miză mare politică, e foarte important cum sunt prezentate și discutate către cu noile generații. Adică exact ce încercam să spun mai devreme. Noi putem să luăm un masacru, indiferent cine l-a făcut, și să zicem, facem din discutarea lui, facem un proces de vindecare colectivă și de depășire a unor tensiuni, sau dimpotrivă, facem un loc la care revenim constant pentru a alimenta o ură, o stare de traumă, adică, nu știu, vedeți, se manifestă destul de des în spațiu public tot felul de referiri vis-a-vis de maghiari și de ce au făcut ei, dar multă lume discută, de exemplu, despre Târgu Mureș, 90, ce s-a întâmplat acolo din perspectiva maghiarilor. Adică eu am vorbit cu prieteni apropiați care îmi povesteau cum stăteau în anii 90, mai ales era intoxicarea mass media, deci ei locuiau în Secuime și ce auzeau ei pe canalele oficiale, că vin românii să-i omoare. Imaginați-vă să aveți 16 ani și să stați cu gândul ăsta câteva zile, să auzi, vezi la televizor ce se întâmplă la Târgu Mureș, unde au fost oameni omorâți, și să stai în casă și să aștepți că vin românii să te omoare. De ce? Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Dar am zis să zic ceva pe subiect, că tot a fost.
Bună, Claudiu sunt. Eu aș avea o întrebare pentru toată lumea prezentă aici. Apropo de descrierile pe care ați făcut din cercetările voastre în teren și de care eu sunt conștient, la țară, crescând fiind și sunt probabil și dintr-o generație mai veche, sunt familiar cu tot acest comportament și consecințe a modului în care a trecut societatea românească ultimii 70 de ani. Avem o perspectivă, un mecanism, un fel de abordare noi între noi să ne îmbunătățim viața aici, cel puțin în rural și în microurban, deși și în periurbanul mare există același tip de comportament sau în fostele cartiere dormitor. O întrebare la care putem reflecta cu toți. Mulțumesc! Pot să dau eu cea mai sigură cale de vindecare a problemelor astea este afluență și stabilitate pe termen lung. Adică predictibilitatea și e o zonă întreagă care se numește Life History Analysis, care mie cel puțin mi-a deschis mintea foarte mult asupra modului în care noi avem reacții adaptative la mediul înconjurător. Atunci când mediul înconjurător este precar, este și mai ales instabil, foarte multe organisme, inclusiv oamenii, dezvoltă ce se numește o stil de viață pe termen scurt. Pentru că dacă lucrurile se schimbă, nu investești în viitor. Ca zic așa, live fast, die young. Mai mulți copii, comportamente de risc, orizont de așteptări mult mai redus, toleranță mai scăzută la frustrare, gratificare imediată și așa mai departe. Și este adaptativă, pentru că așa trebuie să fie într-un mediu care este instabil. Atunci când mediul este afluent și mai ales predictibil, atunci vedem cum o întreagă constelație de comportamente se schimbă. Mai puțin copii, începe viața sexuală mai târziu, delay gratification, gratificare întârziată, mai puține comportamente de risc, mai multă investiție în sine, mai multă grijă în sine, mai multă încredere în ceilalți și cam toate vin exact de acolo. Și în special cum arată primii ani de viață. Adică momentul în care organismul primește informații despre ecosistem, gândește, ok, cum arată lumea în care mă voi dezvolta. Deci de asta vedem oameni, de exemplu, care deși pot ajuns bogați, afluenți, pentru că au crescut într-un mediu instabil și precar, tipul ăla de tendințe și mentale și biologice le vor păstra toată viața. La fel invers, cineva care a crescut, de exemplu, în condiții stabile și cât de cât afluente, chiar dacă sărăcește, chiar dacă ajunge într-o poziție mai rea a vieții, își păstrează stilul ăla ceva pe termen lung. Eu sunt un pic mai pesimist în privința asta, vis-a-vis de ce ați zis, pentru că din ce pot să observ la modul în care, să zic, factorii cu putere de decizie, atât de ordin politic, cât și de ordin economic, modul în care se raportează la rural și la urbanul mic, este unul foarte cinic. Nu se raportează neapărat ca la niște oameni acolo, ca la niște locuri în care oamenii trăiesc și ar trebui făcute în așa fel încât să fie cât mai vivabile. Ci nu, ruralul și urbanul mic e văzut ca o zonă din care extragi resurse umane, ne uităm, atât la nivel intern cât și în străinătate, forța de muncă ieftină, resurse naturale de diferite categorii, de la lemn, la cereale, la orice, sau poate să fie interpretat într-un registru din ăsta escapist, ca o zonă în care mergem și căutăm un rural idilic și căutăm o conexiune cu identitatea, cu altă, da? Nu se discută despre oamenii reali de acolo, sau când se discută în termeni peorativi, pentru că ei nu sunt cumva acceptați sau iubiți așa cum sunt. Se caută un țăran ideal, nu știu dacă se poate, nițar, îmbrăcat, care să spânte când intri, să meargă la biserică, nu așa cum e, pentru că țăranul așa cum e văzut, locuitorul din rural, pute, nu le place, vorbește urât, se manifestă în diferite feluri. Și atunci e bun de tras pe el, pune-l pe autocar, trimite-l în străinătate sau un avion, pandemie, nepandemie, nu contează. Și atunci, dacă nu există un proiect, nu există o viziune, cum să faci viețile oamenilor ăstora demne,
demne, cum să faci locurile în care trăiesc ei să fie, adică, nu știu, școală, spital, chestiuni esențiale, nu trebuie nimic spectaculos. Activități, apropo de ce v-am vorbit mai devreme, o strategie, nu știu, centrată, să zicem, pe sport. Ce fac tinerii ăia, mai ales cu părinții plecați în străinătate? Ce fac? Le trimit bani. Dar ce fac ei? Sparg banii? Cum? Deci, și nu există nimic. Lăsăm ei așa o semi-anarhie, se dezvoltă aici, colo, se văd, firește, zone în care, dacă există la nivel de administrație locală sau, nu știu, antreprenori mai implicați social, se văd lucruri care se mișcă și în alte locuri, efectiv, dezastru. Ok, aș avea o întrebare. Sper că se aude ok. Credeți că satira ca formă de expunere a acestor disfuncții de la sate, cum ar fi alcoolismul sau adicțiile de jocuri de noroc, care zic jocuri video, așa, ar putea funcționa în combaterea acestor disfuncții sau mai degrabă să o accentueze mai tare? Satira, da, am auzit. Da, la emisiuni de tipul Last Year Bean sau, nu știu, Vacanța Mare, care... Satira există oricum și în interiorul satului, adică de bețivan există un întreg folclor care cumva ne critică. Nu cred că, ce obțin, nu ajută exact la ceea ce spunea Valer mai departe, pentru că întreține aceste stereotipuri ale țăranului. Deși, nu știu, la Sărinților are anumite momente în care amestecă exact tipul ăsta de caricaturizare cu niște elemente surprise destul de bine din lumea rurală. E a mixed bag, ca să spun așa. Însă nu, pentru că tipul ăsta de satiră nu va funcționa asupra celor care sunt deja, să zicem, alcoolici, pentru că cu cel mai poți atinge la chestia asta. Trebuie într-un fel să îl tragi într-un fel pe tine. Dar să vedem că acțiunile care funcționează sunt cele comunitariene. Nu că dacă îl faci de râs, el nu o să mai bea. Din potrivă, o să bea și mai tare, în urmă, ca să uite de chestia asta. Deci nu cred că asta. Poate pe altfel de comportamente, satira poate să funcționeze pe anumite lucruri. De exemplu, de criticarea celor care au tipul de consum ostentativ, de, nu știu, își cumpără BMW-uri și de genul ăsta, anumite chestii poate să funcționeze la control social. Greu de spus, însă. Nu funcționează nici satira internă. Exact. De exemplu, un terciu la cei care joacă la păcănele, li se zice pianiști. Și când intra câte unul mare, ia la și pe Clyderman, uite să vezi că bagă toată noaptea. Dar nu funcționează. Și cum să zic, sunt oameni care nu sunt neapărat doar cei săraci care joacă. Într-un sat era anecdotă, juca la păcănele, erau niște păcănele într-o benzinărie, veterinarul și medicul satului, doar că aveau programe diferite. Unul avea insomnii și mergea și juca noaptea până pe la 4-5, celălalt dimineața înainte să intre la lucru. Și era un întreg repertoriu de glume, că uite, ăsta scoate ce-a băgat ăla. Și că de fapt ei mai bine să-l întâlnești și-ar da banii unul altuia decât... Dar în afară de faptul că lumea râde, se hăhăie, nu funcționează. Nu, aici, cel puțin în cazul păcănelor, cred că soluția e foarte simplă. Interzise. Deci nu trebuie amenajate locații speciale, să zicem, cazinouri în anumite locuri. Nu, interzise. N-ai cum să te aștepți ca cineva să renunțe la o adicție atât de puternică, punându-i sub nas acolo. Nu ai cum. Și am cunoscuți care au avut adicții și au scăpat foarte, foarte greu sau nu au reușit să scape. Adică, nu, interzise. Păcănele nu ar avea ce să caute în localul de genul ăsta. Tu ai spus foarte bine. Ele pot fi interzise, dar trebuie să le înlocuiești cu ceva. Da, pentru asta că... nu-i de ajuns doar să le întrezi. Trebuie înlocuit, mai ales când vorbim de generațiile tinere. Și eu tot revin la povestea asta cu sportul, pentru că îmi dau seama, eu mai amintesc că în copilăria mea era o echipă de fotbal local, jucam fotbal în curtea școlii și pentru foarte mulți era o formă, cum să zic, un motiv, era ceva de făcut, era o formă de a fi cool dacă erai bun. Oricum te disciplina, te forța să faci ceva, competiții, dar acum toate lucrurile astea sunt foarte scumpe. Cineva dacă vrea să facă, trebuie să ai bani și atunci dacă nu ai niște cluburi adresate, inclusiv celor cu posibilități limitate, care să le ofere echipamente, mingi, tot, deci nu lucruri spectaculoase, să organizeze competiții, să organizeze tot felul de... Nu ai cum. Și atunci tinerii au nevoie de diferite forme și de a petrece timpul, pentru că dacă mergeți în localul pe sate, unde sunt păcănele, ei socializează, vorbesc acolo, dar e singurul loc în care pot să facă ceva.
Da, și mai ales pentru băieți, pentru că astea chestii de gen, băieții au nevoie de competiție, au nevoie de tipul ăla, se creează automat ierarhii de status și dacă nu ai chestii benigne, atunci vor apărea chestii exact, pe bani, pe droguri, pe păcănele, pe violență, pe orice, nu știu cum zice englezul, diavolul va găsi de muncă pentru mâinile care stau degeaba. Așa, ce trebuie să facem este să le dăm alte chestii care să, nu știu, să stimuleze sistemul dopaminergic, dar care să fac habar, nu știu, da, competiții interesate, poate să fie fotbal, poate să fie, I don't know what, orice, dar care să scoată un pic, poftim? MMA? Da, chiar și asta, da, inclusiv asta, inclusiv arte marțiale. Ceva care să-i țină acolo în joc, chiar dacă nu are neapărat efecte negative, dar măcar să, nu are neapărat efecte pozitive, dar măcar să fie un substitut pentru chestiile. Și activități culturale, educaționale pentru alte categorii de tineri, adică sunt căminele culturale, și acum e program național, se tot construiesc, proaste, bune cum sunt, dar nu se face nimic în ele. Adică poate un concert cândva... Și să fie chestii realiste, nu dansuri populare, atâta nu... Atâta e. Ruralul e redus la dansuri, da, populare și la costume. Și nu, cumva nu se poate imagina că cei de acolo, tinerii, ar fi capabili să consume sau să producă altceva decât... Iar ei sunt de mult conectați fix la... Și dacă ar fi spațiile astea să fie... Și asta am văzut câteva proiecte pe care le-am derulat sau în care am lucrat. Cât de mult interes există pentru activități ateliere, pictură, teatru, orice fel în comunități rurale. Deci nu vă vine să credeți câți copii se înscriu și cât entuziasm am. Am derulat ateliere în mediul urban în București, veneau niște copii super plictisiți și poți să-i înțeleg că sunt dopați cu tot felul de activități și îți apare cineva care e un no name, nu spune nimic, a vii de două ori ai plecat, pe când pentru mulți copii de genul ăsta era singura chestie în anul ăla care se întâmpla, venea cineva din afară și nu știu, le vorbea de un întreg univers artistic, cultural. Și asta ar trebui, adică o strategie centrată pe cămine culturale, unde să fie activități constante, programe, să fie facilitator, să fie programe de voluntariat pentru studenții de la facultățile, nu știu, arte, teatru, să meargă vara să țină, nu știu, să primească burse. Și culmea, sunt instituții. Există direcțiile județene de cultură, există centrele județene de cultură, care la fel țin ansambluri populare supradimensionate, fac câteva țopăieli și în rest nu angajează oameni, nu știu, să facă alte tipuri de activități. Mi-a plăcut foarte mult să vă ascult. Credeam că am eu o viziune pesimistă și într-un fel e ok, nu sunt numai eu, într-adevăr lucrurile astea chiar se întâmplă, dar în același timp e foarte mult, e, nu știu dacă toată lumea din sală simte așa, dar sunt foarte multe lucruri grele despre care am vorbit și asta e situația și e foarte bine că vorbim despre asta. M-ar interesa, în baza tot ceea ce știți și ce ați făcut până acum, ce vă hrănește speranța? În ce direcție să ne uităm, dacă ar fi să schimbăm ceva? Uite, aș vrea să spun ceva, poate, nu știu, pozitiv, nu știu dacă neapărat hrănește speranța, dar e un element pe care eu cred, într-un fel, că caracterizează lumea asta a satului, și anume o reziliență foarte puternică. Adică dacă ne uităm prin ce chestii a trecut satul, din perioada, nu știu, feudală, invazii, tătari, boieri, reforme, contrareforme, comunism, tot. Deci, mecanismele astea de supraviețuire sunt extraordinar de puternice. Adică satul rezistă, tocmai are, pentru că este centrarea asta așa pe spațiul domestic și neîncrederea într-un fel este adaptativă, pentru că ne bazând de pe ceilalți, atunci tragi acolo și ai toate instrumentele supraviețuirii aproape. De exemplu, râdeau de noi din București, că au, păi voi prin anii 80 vă văghereau mațele în București și noi aveam de toate și așa este. Pentru că orășeanul este dependent de țară, într-un fel în care țara nu e dependentă de oraș. Deci tipul de reziliență este într-un fel fascinantă și într-un fel în care orășeanul nu e atât de rezilient. Nu are mecanismele. E un aspect, evident, care vine cu niște nenumărate costuri, dar totuși trebuie ținut în minte chestia asta. Maica mea și-a cumpărat mașină de spălat pe foamea cu creștenilor imediat, da, pe Revoluție, a adunat mai mulți vecini și au pus saci de cartofi. S-au dus la București și au avut tot în gara de noi și au cumpărat mașina de spălat. Deci, nici nu a mai plecat din gara, de acolo, dar din vagon direct. Din gara, să nu am cazat la piață, pentru că știa că vine treul de Siget cu cartofi și a vândut și a cumpărat un alt balux. Deci, apropo de reziliență, antreprenoriat, improvizație, dacă să încerc să răspund și eu legat de speranță, cred că cel puțin pe mine ce mă motivează cumva, deși eu cumva sunt un tip pesimist de felul meu și neîncrezător, dar faptul că
găsesc în multe locuri oameni dedicați care fac, sau nu știu, oameni care se bucură când primesc ceva și se implică, și totuși în peisajul ăsta există zone de excelență, atât administrativă, cât și culturală, cât, nu știu, de toate felurile. Și cred că pentru o chestie de genul ăsta merită să lupți în continuare. Adică, nu știu, ai opțiunea să devii un cinic și să nu mai faci nimic, sau ai opțiunea, ok, așa, cu rezerve, cu nemulțumiri, cu lehamite, să încerci să împingi lucrurile înainte, cât poți, să încerci să cunoști oameni, să creezi rețele, networking, să faci. Pe mine personal, din proiectele pe care le-am derulat, m-a bucurat să văd că, să zic, din zeci de copii, au fost 2-3 la care activitățile alea. Dau un exemplu, o școală de vară pe care am făcut-o în satul meu și erau multe ateliere de teatru și de pictură pentru copii și o parte dintre ei au ajuns la licee de artă, ceea ce înainte nu era. Deci nu exista ideea asta că cineva ar putea să meargă la un liceu de artă sau chiar la academie. Sunt fete care acum sunt la academie. Sau să iau în calcul o carieră în teatru. Deci erau niște profesii care efectiv nu se pliau pe imaginarul lor, pentru că era ceva ce asociau ei, asta e pentru cei de la oraș sau cei din familii foarte bune. Mai avem timp de o întrebare. Mulțumesc. Bună seara. Care ar fi direcțiile viitoare de cercetare și implicațiile pe care le-ar avea ale fiecăruia? Mulțumesc. Poate, Pipe, eu vreau să, un lucru care vreau să spun, vreau să compar oameni din, fix pe chestia ce spuneam, generația acelea care au trecut prin foamete, vreau să compar oameni care aveau, nu știu, 5, 6, 7 ani atunci, în perioada aia de dezvoltare, cu oameni fie din alte zone, de exemplu, poate din Transilvania, care nu au suferit de foamete, sau din aceeași zonă, dar în altă perioadă istorică, ori mai devreme, ori mai târziu. Sunt curios cât de multe efecte la nivel mental a avut acel eveniment traumatic. Asta referitor la fix la chestia asta. Iar în viitor, nu știu, este ceva pentru că terenul meu dispare, în anumit mod. Adică, în modul în care merg acolo și văd, e un sat care nu știu exact cum va arăta în viitor. Este mult prea puternică atracția atât a Europei de Vest, cât și a, nu știu, a Iașiul, Bucureștiul. E ca în bancul acela, de ce nu are Mexicul niciun campion olimpic, că orice mexican care poate să alerge, să sară sau să nuate deja în Statele Unite. Cam așa arată situația și acolo. Și nu știu, nu cred că există perspective pe termen scurt să dezvolte. Probabil că, nu știu, documentarea morții unei comunități. E și asta o bunescă întreprindere științifică. Da. În cazul meu, eu caut să închei acum niște cercetări pe care le-am derulat în ultimii ani și ce mi-ar plăcea să explorez în viitor e legătura dintre muncă și sexualitate în rural. Ok, în ce direcție, adică, care ar fi ipoteza? Păi dacă am explorat la doctorat religiozitatea țărănească, magie, tot, cred că pe lângă religie, credință, celelalte două categorii foarte importante în viața unui om de la țară și nu mai e munca și sexul. Și atunci mi se pare important și am văzut foarte multe legături între ele. Ca să dau un exemplu concret, de exemplu, în multe cazuri, oamenii la țară discută despre sex de față cu copiilor, dar metaforic, alegoric. Și folosesc termeni în limbaj legat de muncă. Eu eram mic și auzeam în casă discuții despre... Era iarnă, dat pe claie, tăiat coasa și nu înțelegeam și întrebam, dar ce legătură are? După aia, când am crescut mai mare, am înțeles că ai dat pe claia azi noapte sau nu știu, iarba, femei la cafea, iarba udă și coasa nu taie. Chestii de genul ăsta și... Mi s-a părut fascinant registrul ăsta și sunt multe, multe alte cazuri. Sau eu locuiam aproape de calea ferată, feritul de tren, tot azi am aferit-o de tren, și m-am dus la calea ferată să mă uit, eu mi-imaginam femei că mor să se arunce în fața trenului și cine mă oprește. Mă, să cred că e o chestie a voastră în Ardeal, că am mai auzit chestia asta, deci niște bunici în Ardeal care deschisesc, la un moment era un film porno și se uită așa și bătrân zice, apoi nu, uite ce-o judecă. De unde aveți voi această vorbire codată? Nu știu, la unde știu eu se vorbea mai dânsa întrânsă, așa un pic mai... E o anumită formă de ipocrizie, da, răspândită în satele din Ardeal. Asta am văzut, inclusiv despre cum se discută. Toată lumea știe despre preot.
toată lumea știe ce face sau cineva dacă are, dar se păstrează niște aparențe. Se discută, se bârfește, dar se păstrează niște aparențe și asta e un aspect pe care, ăsta e un aspect pe care mi-ar plăcea să-l explorez. Și cum am zis, legătura cu munca. Deci oamenii la țară fac foarte mult sex în legătură cu munca, vara în special. Atunci se petrec cele mai multe amantlâcuri, pentru că în restul iarna e cam complicat. Dar vara, cel puțin în trecut, când mergeau și aveau locuri, așa, mai trecea cineva cu mâncare pe acolo și atunci se întâmpla. Iarna era mai complicat. Da. Și cine n-are fântână la poartă? Poftim? Și cine n-are fântână la poartă? Cine n-are fântână la poartă, da. Apropo, o chestie pe care vreau să mai dezvolt, vreau să iau câteva proverbe zicători frumoase de înțelepciune și să văd în ce fel ele reflectă fie anumite condiții specifice, dar mi-interesează mai ales modul în care reflectă anumite dileme universale umane care sunt legate într-un fel de evoluția naturală a minții noastre. De exemplu, dacă e un lucru pe care l-am învățat în sat, acolo am auzit o vorbă care, sincer să fiu, de atunci a fost mantra mea. E una cea mai deșteaptă chestie pe care am văzut în viața mea și care spune așa: mai bine cu deșteptul la pagubă decât cu prostul la câștig. Asta mi s-a părut. Mulțumim și noi. Două lucruri pe care vreau să vi le spun. O să vă zic într-o ordine care o să vă surprindă. Mâine de la 16:30 vă așteptăm în același loc pentru dialogul dintre Alex Tocinescu și Ștefan Teișan. Acum vreau să le mulțumesc lui Valer și lui Radu. A fost o bucurie să vă ascultăm și ne vedem la evenimentele următoare din această seară. Mulțumim.